Și rușii au dreptul la protest. Asociația Hyde Park a organizat un protest de solidarizare cu cetățenii ruși în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Membrii organizației se declară îngrijorați față de acțiunile autorităților locale și a miliției moscovite, care încalcă abuziv drepturile la libera exprimare și întruniri pașnice a cetățenilor ruși. Protest! 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 Și rușii au dreptul la protest. Dacă această acțiune a lor, acția nesaglasnă, pe data de 31, de fiecare dată, de la începutul anului, e suprimată de autorități, noi aici că avem dreptul să facem asta, avem posibilitate, ieșim din solidaritate cu ei să-i susținem. Cerem autorităților ruse să respecte drepturi fundamentale pentru cetățenii Federației Ruse. Hai să punem și altă întrebare. Câte proteste au loc peste Nistru, în Tiraspol, în Râpniță, în Teghina? Oamenii sunt înfricoșați, fiindcă acolo dominează doar, eu știu cine, FSB, securitatea locală care este acolo, miliția lor. Și nu vedem, nu auzim proteste cetățenilor. Hyde Park este o asociație obștească cu statut de organizație neguvernamentală fondată în 2003.